Există o dramatică contradicție în termeni. Pe de o parte, Volodimir Zelenski ne pregătește, ne tot pregătește pentru marea ofensivă a armatei ucrainiene care va elibera toate teritoriile ocupate de inamicul Federației Ruse și asta ar trebui să se întâmple în aceste zile sau în zilele imediat următoare. În același timp, ne spune că dacă nu primește suficient armament, nu poate reuși în această tentativă militară. Și, în al treilea rând, Statele Unite declară că precipită cât mai mult livrarea de tancuri necesare armatei ucrainene, iar tankurile vor sosi cândva în toamnă. Cum Dumnezeu. Va avea loc această ofensivă înainte să vină uh, armamentul. Și ce rost mai are armamentul de vreme ce uh, Ucraina va ieși biruitoare și se va încheia pace în această parte a lumii.